Zeci de patroni făgărășeni riscă să fie amendați și mai mult chiar să fie obligați să-și închidă magazinele. Asta pentru că au uitat să treacă pe la primărie să-și reînnoiască acordurile de funcționare. Angajații compartimentului autorizații au trimis deja somații în acest sens. Aproape 30 de agenți economici din Făgăraș sunt în vizorul angajaților compartimentului autorizației din primăria Făgăraș. Asta pentru că actele privind funcționarea unităților pe care le conduc au expirat de ceva timp, așa că patronii ar trebui să se grăbească dacă nu vor să întâmpine probleme. Sunt câteva cazuri care au fost somați, câțiva agenți economici au fost somați pentru a veni să-și reînnoiască acordurile de funcționare. Și chiar îi așteptăm, pentru că în caz contrar vor fi supuși amenzii. Amenda este destul de mare în condițiile actuale, între 1.000 și 2.000 de lei. Și chiar nu am vrea să facă obiectul sancțiunilor niciun agent economic. Pentru a-și reînnoi aceste acte, agenții economici trebuie să achite unele taxe. Taxa pentru societăți este de 60 de lei pe an, iar pentru persoanele fizice autorizate sau asociațiile familiale de 40 de lei.